Eveniment cultural de mare ținută ieri după amiază la Cafeneaua Artiștilor de la Teatrul Tudor Vianu. Managerul teatrului, Mircea Meionescu, a lansat încă un volum de dramaturgie, America de acasă. Cu această ocazie, el a avut invitații de marcă, între care Dumitru Radu Popescu, Dinu Grigorescu, Dan Claudiu Tănăsescu, Dan Mucenic și regizorul bulgar Orlin Diakov. E destul de complicat să vorbești despre Mircea Meionescu, pentru că este un tip polivalent, aș spune asta. El, după ce a terminat facultatea de filozofie și a făcut toate studiile legate de teatru, și după ce a făcut numeroase emisiuni de televiziune, de radio, după ce a scris la ziare și a fost redactor șef de ziare, s-a gândit că ar fi bine să o șteargă englezește în America. Și unde să se ducă el în America? La New York. Acolo, la New York, însă el și-a început viața, cum se spune, de jos, deci muncitorește. Primul lucru care l-a făcut Mircea Meionescu a fost acela că s-a angajat ca șofer de taximetru în New York. Vă dați seama ce plăcere să mergi în New York cu taximetru și să iei tot felul de pasageri care îți mai lasă și câte un sfert de dolar sau care, mă rog, conform obiceiului, vedem din filme, el o să ne spună adevărul, zice, păstrează restul. Cu această ocazie, se pare că am mai și spus-o eu, a avut marele noroc să o cunoască pe fata lui Fidel Castro. Nu spun mai departe care a fost restul care l-a luat de la ea, dar au rămas un prieten și a avut marele noroc că a revenit în România, că poate acum făcea parte din ce știe formație de guerilă din Cuba. Mai ales acum când ei se apropie de american, dar nu se știe ce urmăresc. Mircea s-a născut la sfârșitul toamnei, în apropiere de primele zile al noiembrie, când încep viscolele. Viscolele iernii, cel puțin ale copilăriei noastre. De asta a și fost un tip impetuos, un tip care a reușit să răvășească și cultura românească, să răvășească și prieteniile, să răvășească tot în viața lui. Vă spuneam, a fost plecat în țări străine, s-a întors, a făcut câteva facultăți, a fost director de ziare, a muncit acolo și șofer, dar a muncit acolo și ca scriitor și ca ziarist, a fost chiar redactor, a fost chiar proprietar unui ziar timp de vreo 5 ani de zile, dacă nu înțeleg, sau oricum redactor șef a fost acolo. Dar iată că n-a putut să reziste și s-a întors aici, în țară, unde vedem că vă ducem foarte bine. Spun asta, vă ducem foarte bine, pentru că în sală se află doi politicieni și nu vreau să creadă că noi nu suntem în aceeași bicicletă de tandem cu politica partidelor. Devine din nou realizator de televiziuni și de radio, scrie în continuare, poate că unul dintre cei mai buni cronicari de sport, dar aș spune că cel mai, nu numai citit, dar și poate cel mai jucat autor de piese din România în clipa de față. Este, fără discuție, unul din marile talente care a reușit să fugă cu scrierea spre teatru și să realizeze piese deosebit de interesante. Ce este important este că el reușește două lucruri care eu le consider fabuloase. Să atragă autenticul, dar autenticul real în teatru, care face ca să atragă și să supună spectatorul unei direcții spre inima lui. Iar în alte ordine de idei, nu de puține ori, el fuge în suprarealism, dar de așa natură încât tu te poți acomoda cu această gândire a lui. Ar fi multe de spus, dar sunt convins că ceilalți, academicianul Derek Popescu, domnul ziarist Dan Mucenic și director de bibliotecă de știu mai ce, care de-abia așteaptă probabil să-l critique, eu nu l-am criticat pentru că mie îmi place ce scrie el. S-ar putea Dan Mucenic, care este ziarist și critic
care face critica până la os să spună altceva despre el. Oricum, eu vreau să-i mulțumesc lui Mircea Meionescu pentru faptul că ține standardul literaturii române, care, din păcate, a început să se ofilească. Vorbesc în prezența unor oameni pe care îi iubesc și respect nesfârșit. Vreau să vă spun că, deși e vorba de lansarea lui Mircea, unei cărți a lui Mircea acum, în momentul în care eu am citit F, mi-am dat seama că se poate scrie altfel de literatură în limba română și maestru Dumitru Radu Popescu este scriitorul pe care l-am prețuit în anii mei de formare, cel mai mult dintre toți prozatorii români, așa că sunt emoționat de prezența domniei sale, care ar fi putut probabil să revoluționeze și ideea de editură în momentul în care ar fi avut mai multe șanse la scrisul românesc la vremea respectivă, viitorul românesc la vremea respectivă. Dincolo de asta, întorcându-mă la teatrul lui Mircea Meionescu și la puternica personalitate pe care el o are, aș spune că această carte era necesară, era cerută chiar, era o carte așteptată, pentru că aluzii la toată perioada petrecută de el în America și care a fost o experiență cu totul și cu totul specială, fascinantă, desigur, își aștepta transpunerea în ceea ce știe el să scrie mai bine. Eu sunt de acord și cu Dan Claudiu Tănăsescu că este un excepțional cronicar sportiv. Însă menirea lui este de dramaturg. Și iată că o face acum. O face într-un chip spectaculos, pentru că probabil că influențat de ideea teatrului giurgiuvean, în care sunt puțini actorii, a încercat să șlefuiască textele în așa fel încât să poate fi jucate și de trupe mai mititele, cu mai puține personaje, cu ceea ce este fabulos la Mircea Meionescu, și cei care citesc teatru sunt convins că știu, este modul în care el își construiește, și am remarcat și în prefața maestrului Dinu Grigorescu faptul că el știe să monologheze cu o inteligență aparte. Cel care produce monologul este triplu sau quadruplu actor. Deci acolo se joacă multe roluri. Îi trebuie niște actori formidabili pentru a putea să își pună în operă scrisul său, mai ales în ceea ce privește monologul. Are nevoie de foarte mari actori și de o înțelegere aparte din partea publicului. Ce să spun? Eu, ca giurgiuvean, mă gândesc ca drumul lui Mircea în teatru giurgiuvean, pentru că în Teatru Național n-am nicio îndoială că lucrurile se vor petrece astfel, aș vrea ca el în teatru giurgiuvean să stea cât mai mult și să producă cât mai mult pentru acest spațiu pentru care pare a fi destinat. Nu pot să-i doresc altceva decât să scrie în continuare, cel puțin la fel de bine, și dincolo de interimatul pe care îl invoca la început, să meargă mai departe cu teatru așa cum a făcut-o admirabil și până acum. Felicitări, succes, am încredere în viitorul tău, ca giurgiuvean. Da, azi dimineața la 5 înainte de a pleca cu trenul spre Giurgiu, m-am dus la calculator și am scris
cronică dramatică, în ghilimele, sper să o și publică într-un ziar, intitulată Isus și Isis.ro. Pedea decapitării. Ne preocupă decapitările lui Isisul din zona islamică, fără să realizăm că avem un islamism fundamentalist în cultură extraordinar. Eu care am suferit oarecum asprimea cenzurii datorită stilului meu nonconformist, constat că la ora actuală cenzura a devenit de o perversitate dusă până la extrem. Această modalitate de a strangula valorile culturale face ca prezența în viață a unui scriitor de talia celor care sunt aici de față, trebuie să fie un eveniment extraordinar. Exact cum am avea o retrospectivă Sabin Bălașa, să avem o retrospectivă dramaturgică a lui D.R. Popescu. Ceea ce nu se întâmplă. Decapitarea funcționează excepțional. Și a trebuit semnalizată la un moment dat că nu poate dura la infinit. Vorbeam cu maestrul Dumitru Popescu că înainte de a muri acum un an de zile, tot un veteran al dramaturgilor români, Dorian, care întrebă că stalinistă scria altfel, exista o replică de personaj, Ștefane, mă duc la fund. Și replica e următoarea: la fund mă opresc. Deci probabil că trebuie să, la un moment dat, am atins fundul ăsta și trebuie să ne ridicăm în sus. Mă bucur extraordinar de mult că primarul acestui oraș se află aici și intuiesc că rolul dânsului a fost foarte important pentru ce s-a întâmplat aici în Giurgiu. Orgoliile sunt colosale. Vraja puterii, fojedul banilor, s-aud extraordinar. Și festivalul ăsta de dramaturgie în orașe mult mai mari, unde sunt de dramaturgie fără dramaturgi, cu tot felul de improvizații, cu tot felul de scenarii, nu se regăsește aici în Giurgiu. Consider că cel mai important proiect care l-a făcut Mircea Meirescu pentru colectivitatea culturii este această punte între teatrul bulgar și teatrul giurgiuvean. O să ascultați niște lucruri foarte înțelepte din partea mea. Primul lucru înțelept este că vreau să vă spun că nu am citit volumul acesta, astăzi l-am văzut și încă nu am ajuns la maturitatea de a-l citi fără să-l citesc. Dar vreau să vă spun că am venit la Giurgiu din mai multe motive. În primul rând pentru scriitorul și prietenul nostru, dramaturgul Ionescu. Ionescu e un nume de care am mai auzit noi și o să mai auzim. Am mai venit la Giurgiu și pentru altceva. Acum cam un an de zile am fost într-o comisie a primăriei București în care erau puși niște directori. Și a venit și domnul primar și le-a spus că vrea să învioreze situația personalităților din capitala României cu niște figuri importante naționale, fiindcă Bucureștiul nu e numai al Bucureștiului, ci al țării. Și eu, ca un prost, fiindcă uneori, dar de puține ori sunt și prost, am spus, zic, domnule, dacă noi am plecat acum toți din sală și am întâlnit pe primii 100 de oameni, nu pe 1000, pe primii 100. Și am întrebat, cine este director la Teatrul Notara? N-ar ști nimeni. Cine este director la Teatrul Creangă? N-ar ști nimeni. Cine este director la Teatrul Cutare din București? Nu știu dacă ar ști la 2-3 teatre. Știți cine erau directorii înainte de teatru? Îi las pe bătrânii Ramoliții, bătrâni Sadoveanu la Iași, Rebreanu și așa mai departe. Dar luăm după război, Zaharia Stancu, Ciulei, Bulandra, doamna Bulandra,
Dinu Săraru din generația tânără, Fănuș, Fănuș Neagu. Cine sunt astăzi în țara românească director de teatru, scriitor sau personalități? Spuneți-mi și mie, dacă mergem 100 de metri în București, dacă știm. Va trebui să ajungem până la Giurgiu să găsim că există un singur scriitor director de teatru. Acesta este Mircea Meionescu. Păi acest lucru nu se datorează Ministerului Culturii, fiindcă dacă Ministerul Culturii s-ar datora acest lucru Ministerului Culturii, ar fi director personalități și în teatru de la București și în alte teatre din țară. Sunt 44 de teatre naționale din țară, în țară, în care niciun scriitor nu e director, în afară de scriitorul de la Giurgiu. Bravo, giurgiuvenilor! După asemenea personalității, greu să mai găsești cuvinte potrivite, să-ți exprim și mulțumirea și bucuria de a avea asemenea personalități în jur. Aștept ca minunații mei invitați de astăzi să citească și volumul acesta de teatru. La o primă vedere, el este alcătuit din 5 piese diferite. Din păcate, 4 dintre ele susțin o singură idee. Eu am venit la mine acasă, în 99, decis să fac America aici. Sigur, o idee nebună, cum a fost și podul de teatru peste Dunăre de acum 3 ani. El există. Numai că visul meu românesc, care m-a făcut să vin acasă, se deteriorează pe zi ce trece. În 4 dintre aceste piese veți înțelege cum se duce visul românesc și politic și uman și, cu așa zis, oameni bisericoși și cu răscumpărarea unor dalmațieni care lasă o pușcărie goală, cu un singur deținut, condamnat nedrept pentru 2 crime care nu-i aparțineau. Există un grăunte de speranță. Este acel puș din prima piesă care vine la ziaristul întors acasă și îl întreabă de ce a venit. Ziaristul întreabă de ce crezi. Nu poate să-i răspundă. Până la urmă este convinția specială. De prost ai venit, nenea. Puștul acesta vrea să plece în America. N-ajunge. În Dervedeu de nota 10, alt puș chinuit de societate și de viața din România, va bate la porțile Barcelonei prin școala de fotbal a Barcelonei care îl selectează. Nu este un volum autobiografic. Am idei de viață trăite, petrecute, dar fiecare dramaturg are și dreptul la metamorfozele lui într-un laborator, numai de el știu. Dincolo de acest volum, este o zi minunată în această cetate a dramaturgiei românești, care este Giurgiu, unde domnul Dumitru Radu Popescu, pentru mine pasărea Shakespeare, în dramaturgia română, a fost jucat acum 15 ani Cezar Măscăriciul Piraților și acum 2 ani soția prietenului din pușcărie, titlul de afiș la care am convenit pentru piesa dânsului Adela și Damian dintr-un volum Biserica de Argint, volum nou, excepțional. Jucat și Dinu Grigorescu, Horoscopul Puterii, piesa absolut caustică,
în stare să taie calama cuțitului tot ce se întâmplă pe plan politic. Piesa s-a jucat acum 2 ani, dar este din ce în ce mai valabilă și din nou cred că trebuie să o reiei. Tot aici, a spus și Orlin Diacov, s-au jucat 2 piese bulgărești singure, din afara proiectului român, dar este proiectul română-bulgar. De Când Te Aștept, excelentă piesă, cu un Ion Haiduc de Zile Mari și un Cristi Iacob, de asemenea, în mare formă. Și 46 de pași, montată de Orlin Diacov aici, în toamna trecută, în cadrul proiectului dunărean Giurgiurus. O altă veste bună a completat reușita evenimentului de ieri după amiază. Sunt toate șansele ca Mircea Mei Ionescu să își poată continua activitatea de manager al Teatrului Tudor Vianu, un deziderat pe care îl susține și deputatul giurgiuvean Florian Nicolae. Am obținut de la ministrul culturii Ionuț Vulpescu, în biroul dânsului, promisiunea că va schimba legea. E o victorie pentru mine și pentru dramaturgii români, scoși în afara atenției generale, din, zic eu, intrigi levantine, din nimicuri pentru apărarea mediocrității. Cum altfel când și media de a trece concursul a scăzut de la 8 la 7. Sunt deosebit de onorat să fiu alături de dumneavoastră la această lansare de carte a managerului de teatru, a scriitorului Mircea Mei Ionescu și sunt deosebit de onorat pentru rezultatele pe care le-a adus domnia sa pentru teatrul giurgiuvean și pentru Giurgiu. De aceea, domnul primar Nicolae Barbu i-a conferit titlul de cetățean de onoare. Îl felicit pe domnul Mircea Mei Ionescu pentru tot ce a făcut și îl asigur că mă voi strădui alături de ministrul culturii, domnul Ion Zulpescu, pentru amendarea textului de lege prin care domnia sa a fost dezavantajat la acest examen.